și bun găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă prezint știrile GDS. 12 cetățeni afgani au fost prinși ieri după amiază la Calafat, în timp ce încercau să treacă granița ascunși într-un autocamion. Revenim cu detalii, dar mai întâi să vedem titlurile zilei. Galatopul firmelor a avut loc aseară la Craiova. Mulți oameni de afaceri importanți din Dolj au lipsit de la eveniment. Centrul istoric al Craiovei ar putea fi iluminat de sărbători. Câinii îi ajută pe copiii cu probleme speciale să se integreze în societate. Terapia realizată cu ajutorul patrupedelor începe în acest weekend în Bănie. Migranți au încercat ieri să intre ilegal în țară pe la Calafat, ascunși într-o camionetă. La punctul de trecere al frontierei s-a prezentat la volanul unei autocamionete marca Mercedes un cetățean bulgar în vârstă de 37 de ani care transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, polistiren expandat cu destinația Austria. Polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra mașinii, ocazie cu care au descoperit ascunși în compartimentul de marfă 12 bărbați. În urma cercetărilor s-a constatat că persoanele respective sunt cetățeni afgani, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Aceștia au declarat că intenționau să ajungă în mod fraudulos în Austria. Oamenii legii au procedat la întreruperea călătoriei celor 12 migranți, care, împreună cu șoferul, au fost predați poliției de frontieră bulgare. Ceremonia de decernare a premiilor pentru companiile doljene care au sfidat condițiile economice din zonă și au avut rezultate bune în 2013 a avut loc aseară. În cadrul galei Topul Firmelor, organizat în Cetatea Banilor, într-un cadru de înaltă ținută au fost premiați sute de antreprenori de succes. Unii oameni de afaceri importanți ai Doljului nu au fost însă prezenți la Topul Firmelor și nici nu și-au trimis reprezentanții la eveniment. Camera de Comerț și Industrie Dolj a organizat aseară Topul Firmelor, ediția 21-a, la Centrul Multifuncțional din Craiova. Topul din acest an nu a trezit interesul multor oameni de afaceri. Unii antreprenori importanți ai Doljului nu au fost prezenți la Topul Firmelor și nici nu și-au trimis reprezentanții la eveniment. În momentul în care se strigau firmele de top la microfon, din sală nu venea nimeni să ridice premiul, chiar dacă ceilalți antreprenori prezenți aplaudau performanța companiei respective. Miti Sad Prodcom Impex. Nici această societate cred că nu are reprezentant. Gabriel Vlăduț, președintele Camerei de Comerț și Industrie Dolj, a explicat de ce numărul participanților a fost mai scăzut la gala firmelor față de anii precedenți. În primul rând, situația financiară a firmelor, cum am spus, o piață în declin, declin din punct de vedere valoric al valorii cifrei de afaceri vehiculată în această perioadă. În același timp, numărul firmelor, aflăm de scăderea numărului firmelor angajate la nivel județean și este unul din principalele motive. Clasificarea firmelor de top s-a făcut în funcție de o serie de indicatori, după cum urmează: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat. Premianții au fost bucuroși că au plecat cu trofee acasă, dar spun că nu este deloc ușor să ajungi în top. Cum este să participați la această nouă ediție a galei Topul Firmelor? Chiar înainte de a ajunge aici mă gândeam că a mai trecut un an, mă gândeam cât de repede trece timpul și cum lucrurile se schimbă și devine din ce în ce mai greu. Vă dați seama, mă bucur foarte mult, am reușit să luăm anul acesta trofeu pentru 16 ani de excelență. Participăm în Topul Firmelor de aproape 20 de ani, de când am înființat ca societate comercială. An de an am fost în top. Nu este ușor ca să obținem aceste trofee, pentru că necesită o activitate susținută, dar încununată de succes. Ce înseamnă pentru firma Recon să participe la un astfel de top mulți ani consecutiv? Înseamnă multă perseverență, bineînțeles și multă bătaie de cap și concentrarea asupra activității pe care o desfășurăm cu toate forțele. Domeniul construcțiilor a fost atins de criză în ultimii ani. În acest an, 2014, și-a revenit acest domeniu?
Din păcate, nu și-a revenit în totalitate și probabil că va mai dura câțiva ani până revină, dar ceva pași încep să se facă. Topul firmelor este un eveniment așteptat de majoritatea oamenilor de afaceri din Dolj și nu numai, chiar și de autorități, pentru că vrem nu vrem, suntem într-o relație continuă cu aceste autorități. E un eveniment care se produce an de an, o laudă pentru Camera de Comerț, deși nu sunt niște bugete generoase, însă evenimentul se produce. Ca noutăți, anul acesta s-au acordat trofee firmelor care au adus inovația în afacerile lor. Au fost astfel premiate cu trofeul creativității 10 companii, în speță persoanele juridice din județul Dolj, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, ca urmare a solicitării de titluri de protecție la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și sau obținerea acestora. Se arată în catalogul topul firmelor, realizat pentru acest eveniment, incluzând în respectivul top și o instituție de învățământ, respectiv Universitatea din Craiova. Trei mașini au fost avariate în urma unui accident produs astăzi pe strada Doljului din municipiul Craiova. Un șofer începător care conducea un autoturism marca Ford Focus pe strada Doljului către strada Maradia a pierdut controlul volanului într-o curbă ușoară la stânga și a lovit și a avariat două mașini, un Ford Fiesta și un Daewoo Cielo. Acestea se aflau în parcarea de pe partea dreaptă a drumului. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma accidentului. Craiova ar putea fi luminată de sărbătorile de iarnă și prin stâlpii cu aliură de secol 19 instalați în centrul vechi. Aici lucrările merg înainte necontenit, în ciuda faptului că frigul s-a abătut asupra băniei de mai multe zile. În ceea ce privește fațadele caselor, constructorul estimează că acestea vor fi renovate până pe 15 mai. Centrul istoric din Craiova va fi iluminat de sărbători prin noi stâlpi de secol XIX. Cel puțin așa își dorește constructorul Reconesa, care nu s-a oprit din lucru și nu o va face nici măcar între Crăciun și Revelion. Fiindcă legăturile subterane către noi stâlpi de iluminat au fost făcute, cei vechi vor putea fi dați jos chiar de marțea viitoare. Tot de atunci va începe pavarea spațiului din jurul blocurilor și a aleilor ce le deservesc. Apoi, peste două săptămâni, strada Teodor Aman va începe și ea să fie placată cu granit, închizând astfel circulația mașinilor care încă mai puteau intra în perimetru. Totodată, în aceeași perioadă, vor începe și lucrările la toaletele publice din English Park, fiind și acestea incluse în proiect. În ceea ce privește fațadele caselor din centrul istoric, constructorul are promisiuni de la toți proprietarii și asigură că toate casele vor fi renovate până la 15 mai 2015, termenul limită de încheiere a lucrărilor. În momentul de față, mai multe case private sunt în lucru, dar și 8 care aparțin regiei autonome de administrare a domeniului public și fondului locativ. Până atunci, însă, trecătorii pot admira pe timpul serii Biserica Sfântul Ilie, pe care constructorul Recon a montat deja iluminatul arhitectural. Cazul tânărului de la Segarcea care a murit de SIDA după ce a infectat mai multe femei a stârnit panică în rândul populației. Reprezentanții Uniunii Naționale a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV-SIDA spun că de vină este lipsa de informare a oamenilor și că se poate trăi cu HIV în condiții normale doar cu o îngrijire specială. Aceștia acuză statul de lipsă de implicare, pentru că dacă ar fi alocată anual o sumă de 1-2 milioane de euro pentru prevenire și informare, ar fi salvate milioane de vieți. Direcția de Sănătate Publică Dolj a organizat ieri o conferință de presă pe tema HIV-SIDA, la care au participat specialiști din cadrul Uniunii Naționale a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV-SIDA. Aceștia au declarat că foarte importantă este informarea corectă a populației. Constatăm că lucrurile o iau în jos din punctul de vedere al nivelului de informare al populației. Cazul Segarcea, cazurile de la Constanța, de la Năvodar, ne sunt ca un duș rece și ne dăm seama că întreruperea investițiilor în acțiunile de prevenire, de informare, de educare a societății dau dovadă de, au dus la rezultate de mare lipsă de informare a populației. Lumea s-a speriat grozav când au aflat de o persoană seropozitivă că a murit în comunitatea lor. Știau că e seropozitivă și nu credeau lucrul ăsta, l-au crezut în momentul în care a murit. Reprezentanții Uniunii Naționale a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV-SIDA au mai declarat că statul român preferă să trateze decât să prevină, în condițiile în care investiția ar fi mult mai mică în cel de-al doilea caz și mult mai multe vieți ar putea fi salvate. Investiția statului este aproape de zero, mai continuă niște programe punctuale pe aici pe acolo din inerția unor mari programe care s-au finanțat cu fonduri internaționale,
dar din păcate guvernanții noștri consideră că nu este eficient să investești în prevenire și astfel avem anual o creștere alarmantă a numărului noi de cazuri, cazuri de infecție cu HIV, care puteau fi prevenite dacă statul nostru dădea 1.000.000-2.000 de euro anual. Din păcate, nici la capitolul comunicare, țara noastră nu stă foarte bine. Ramurile medicale între ele nu comunică, autoritățile nu comunică între ele, cu părinții este foarte puțin comunicare și aici este nu numai vina sistemului medical, este și vina organizațiilor de părinți. Ar trebui ca ele să fie conștiente că educația pentru sănătate este mult mai importantă, poate chiar și decât unele materii pe care ne gândim că îi vor ajuta pe copiii noștri în viață. În alte țări ale Uniunii Europene, ONG-urile sunt finanțate de stat pentru a informa și preveni populația în ceea ce privește virusul HIV. Specialiștii spun că situația reală este cu totul alta decât cea pe care și-au creat-o, în general, românii. HIV-SIDA în momentul de față este o boală cronică, tratabilă, speranța de viață este aceeași pentru persoana care se infectează acum, este aceeași ca pentru persoana sănătoasă. HIV-SIDA este tratabilă funcțional, acea persoană seropozitivă trebuie să aibă mai multă grijă de sănătate, dar sunt alte boli mult mai periculoase. Populația trebuie să scape de legendele pe care le-am inoculat în subconștientul colectiv în anii 90, SIDA egal moarte. HIV există în momentul de față și HIV nu mai este egal moarte, este o boală tratabilă. Craiovenii vor putea merge și pe 1 decembrie cu autobuzul, dar după un program redus. Regia Autonomă de Transport Craiova a anunțat astăzi publicul călător că mijloacele de transport de pe toate traseele din oraș vor circula după un program de zile nelucrătoare. Este vorba de un orar folosit de obicei pentru sâmbătă, duminică și sărbătorile legale. De asemenea, de pe 2 decembrie, circulația traseului 23B, piața centrală dezbenzinare, se va relua pe strada Toamnei, atât pe tur cât și pe retur. Motivul acestei schimbări este faptul că s-au finalizat lucrările de reabilitare la partea carosabilă. Copiii de la școala gimnazială specială Sfântul Mina vor beneficia din acest weekend de o terapie cu totul și cu totul aparte. Câinii vor fi cei care îi vor ajuta pe micuți să iasă din lumea lor, să-și învingă timiditatea și să se integreze în societate. Este una dintre puținele terapii cu șanse de reușită de peste 80%. Proiectul Câini Speciali pentru Copii Speciali este unul pilot în județul Dolj. Inițiatorii sunt Școala Gimnazială Specială Sfântul Mina și Centrul Național de Educare Canină. Lansarea proiectului a avut loc ieri și au fost incluși pentru început 15 copii care au nevoie de o atenție specială. Este un proiect pe care noi ca școală ni l-am dorit de mult timp, dar anul acesta este posibil, având în vedere că avem 3 copii cu cecitate, care vor fi incluși în acest proiect și au nevoie de tot sprijinul nostru pentru a se integra și pentru a le arăta că sunt importanți. Grupul acesta de copii sunt copii nevăzători și dorim ca acel câine să devină formator într-un fel sau altul sau prelungirea sau extensia cunoașterii copilului. Avem copii cu tulburare de spectru autist, care nu integrează informația și aici va fi o mare provocare. Habar nu am dacă mă întrebați acum ce va ieși. Cu siguranță bine. Dar dacă nu intrăm, nu știm. Și mai avem un grup de copii care sunt bacul abilități emoționale, timizii, da? Cărora ne adresăm pe de-o parte și a celor prea expansivi, celor hiperkinetici, unde încercăm să valorizăm, să îi aducem pe niște norme morale și conduită civică mai bună. Pe tot parcursul terapiei, copiii vor fi asistați de psihologi, dar și de părinți, profesori și voluntari. Pentru a avea efect, interacțiunea micuților cu câinii trebuie să dureze cel puțin 6 luni, însă specialiștii spun că vor continua până la 1 an și jumătate și chiar mai mult. Copiii vor fi scoși din lumea lor de câini blânzi și inteligenți, aparținând unor rase precum Labrador Retriever, Golden Retriever, Ciobănesc German, Cocker Spaniel sau Saint Bernard. Încercăm să utilizăm un fond canin de diferite vârste, tocmai pentru a vedea cum reacționează și căței și copiii. Acest proiect se va desfășura pe 3 nivele. În primul rând, în prima fază, este acea pregătire, discuție, analize tehnice și pregătire informațională și psihopedagogică atât cu părinții cât și cu cadre didactice implicate direct în acest proiect. Cea de-a doua etapă o reprezintă partea de socializare, colaborare
căței copii și cea de-a treia etapă o reprezintă efectiv partea de terapie. Prima ședință de terapie cu câini va avea loc pe 30 noiembrie. Ele vor continua în fiecare duminică, fie la școală, fie la hipodrom. Șansele de reușită în ceea ce privește formarea, schimbarea, implicarea sau integrarea copiilor și tinerilor în societate sunt de peste 80%. Și acum vă prezentăm informațiile meteorologice. Vremea se încălzește ușor în următoarea perioadă în Oltenia, dar este posibil să reapară precipitațiile. Temperaturile nocturne nu vor mai fi negative în toate localitățile. Astfel, la noapte vom avea 0 grade la Craiova și Slatina, 1 grad la Drobeta, Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea. Temperaturi cu minus se vor înregistra doar la Calafat, Caracal, Corabia și Drăgășani. În cea mai mare parte a Olteniei este posibil să plouă la noapte, iar pe alocuri chiar să cadă lapoviță. Mâine temperaturile vor fi mai mari ca cele din zilele precedente. Doar la Filiaș și cetate vom avea temperaturi de 3 grade Celsius. În restul teritoriului, mercurul din termometre se va situa în jurul valorii de 4-5 grade. Locuitorii din Târgu Jiu vor putea vedea chiar soarele pentru câteva ore. Jurnalul local a ajuns la final. Urmează informațiile din sport, iar de la ora 19:30 știrile regionale. Pe curând!